Fenomenul de bullying a explodat în școli din cauza pandemiei, iar tentativele de suicid în rândul adolescenților sunt tot mai multe, din păcate. Acesta este bilanțul celor 2 ani de școală altfel, pe care chiar ministrul educației l-a confirmat. Prezent la Insider Politic la Prima TV, Sorin Câmpeanu a vorbit și despre adâncirea diferențelor între elevii de la oraș și cei de la stat. Aveți un studiu, o statistică, o analiză care să arate cât de mult a afectat pandemia școala în acești 2 ani? Enorm. Înfricoșător de mult. Pierderile educaționale sunt foarte mari. Sunt foarte greu de recuperat și pot fi recuperate doar cu perseverență, cu răbdare și mai cu seamă cu efortul fiecărui cadru didactic. Însă, pe lângă recuperarea materiei pierdute, adolescenții se confruntă cu alte probleme mai grave, cum ar fi bullying-ul. Ultimele rapoarte arată că 1 din 4 copii se simte hărțuit la școală, adică este ținta unui comportament agresiv, iar tendința este în creștere din cauza lipsei de socializare din timpul pandemiei. Există o explozie a fenomenului de bullying în școli. Extrem de grav. Există, vedem bine, din păcate, doar în ultimele zile, o multiplicare a tentativelor de suicid în rândul adolescenților. Tot din cauza pandemiei și a școlii online, diferența dintre elevii din rural și cei din urban este tot mai mare, spune ministrul educației. În ultimii 2 ani, aproximativ un sfert din elevii din România nu au avut acces la internet și deci nu au participat la orele de curs.